Dar ăsta mă plătește pentru două zile că stau la fel de mult cât mă plătește cât muncesc. Nu mai bine pun să muncească și ea. Asta se întâmplă des, vi le spun, că sunt povești de șantier care, din păcate, trebuie trecute. Adică în momentul în care te lovești așa ceva, trebuie să treci, nu te lași mâncat de problemele astea șantieristice pe care le întâlnești. Că astea sunt, fac parte din viața de constructor. Se nășteau tot felul de spații. Asta este sala mare cu tavanul din casete de beton. Asta este șarpanta. De asta vă spuneam că au rezultat niște spații foarte mari. Deja începuseră să vină detaliile din lemn, prin de aviață, tot ansamblu, capul de cal, spatele pe care l-am negociat și pe ăsta, că nu vreau să facă pe rotund, că la un moment dat s-a adunat tot felul de cheltuieli și încerc să reduc din buget. Astea sunt consolele, așa se depozitau, după care le-am montate pe casă. Ăsta eram eu de mult, eram slab, vede că am fost slab. Și asta a fost cea mai frumoasă parte din proiect, când s-a terminat cealaltă. După un timp de vreo 4 ani, a început construcția bisericii și au început să vină coastele. Și asta e prima mea întâlnire cu ele după ce au fost montate. Au venit tiruri întregi. Pentru că bucățile astea mari au fost venite dintr-o bucată. 26 de metri. Și au fost transporturi nenumărate. S-a îmbinat zona de aici, ulterior, aici. Știți câți oameni au lucrat la biserică? Să o facă toată, de data? Doi. Cu două ajutoare din România, care îl dădeau la mână acesta. Deci doi italieni, o firmă care trimitea detaliile respective, a reușit cu doi oameni să facă ceea ce asta înseamnă profesionalism. Și asta înseamnă că poți să faci cu cineva o lucrare. Astea sunt poze făcute cu un prieten arhitect, cu Viorel Peșca. L-am luat într-o zi și am zis, Viorel, dacă nu facem pozele astea acum, nu mai am când să le fac. Haideți să fotografiem clădirea când arată într-un fel biserică, are o formă. Și am fost inspirat, pentru că niciodată nu o să mai avem ocazia. E ca o catedrală, se adunau toate, începea să-mi placă. Ansamblul a fost realizat înainte, doar biserica a rămas la urmă. Astea sunt fotografii din... Se vede lucrurile. Și acum o să vă dăm niște imagini cu ea gata. Asta e poarta. Practic, asta e șoseaua dintre DN1 către primăria Smagopului. Asta e Troița. Așa e biserica. Cu acea intrare pe care vă spuneam că am furat-o din zona de sud a României. Și care, de fapt, s-a dovedit a fi inspirată pentru că în momentul în care tu nu știi nimic despre biserica asta, pătrunzi cu această imagine. Pentru că tu când pătrunzi din incintă, înveți cam atât, pentru că restul se pierde. Și tu ai impresia că intri într-o bisericuță cam atât. În momentul când intri, vezi coastele. Și o surpriză. Toată lumea rămâne uimită când intră pe acolo, că nu se așteaptă. Cam așa arată acum ansamblul. La fel, detalii foarte multe din lemn. Ăsta e spatele care, practic, mănăstirea, vă spuneam că urma să continue în partea asta. Numai că trebuie să ne oprim. Și aici a rezultat un balcon foarte frumos, unde sunt două săli de discuție. Aici, despre asta vorbim. Aici deja biserica e închisă. Asta e intrarea în biserică. Ce lipsește încă, așa cum și nu știm. O să fie, e mozaic. Aici trebuie să fie un mozaic. Aici mi-am dorit o zonă de mozaic ca un imens nimb. Un alb cu auriu, foarte discret, care atunci, în momentul în care tu vezi biserica, să vezi undeva departe ca un simbol al divinității, ca o aură. Urmată de o temă religioasă aici. Și bineînțeles că aici se întâmplă ceea ce își doreau ei sfinții pictați la exterior, care vor fi mozaic. În zona aceasta de aici. Deci ceea ce este gri va fi colorat într-un viitor pe care nu cunoaștem. Asta e o fațadă din lateral unde se vede exact legătura cu zona de Maramureș, exact ca o casă. Arată. Asta e spatele, terasa de la... Aici e sala de conferințe.
Și acolo e sala de mese în partea stranată. Și sunt terasele care acoperă intrările, niște elemente decorative care, mă rog, au, pe care le-am negociat destul de mult că nu mai vreau să le fac. Asta e detalii din lemn. Peste tot am studiat fiecare loc. De exemplu, ăsta e stâlpul. E o mică consolică, o alta și de pe aici, de grinda mare. Pe care sprijină o grindă, pe care meșterul numesc babă. Grinda babă. Grinda asta babă ține toți căprioare. Și atunci vedeți că am mers pe registre diferite. E unul la îmbrâu mai jos. După aia unul un pic mai sus. E streașina care e altfel. Sunt tot felul de unghiuri care prin aceeași culoare, dar prin alăturări diferite, creează vibrație, creează desprindere. Sunt detalii pe care, dacă nu le respect și le pierzi de sub control, nu creează aceeași atmosferă ca aici. Și am avut, deci toată șarpanta asta am desfăcut-o, pentru că și încă un colț, meșterii pe toți căpriorii pleacă unul din colț, iar restul se evazează, curg, tot e o curgere. Și mi-a mult, acum au știut ei, că la tăia la că era. Și am zis, nu era așa. Că nu v-ați uitat cu atenție. Și călugării, ca să spunea că bine să ai un partener de dialog extra, călugării au înțeles nevoia detaliului și au desfăcut tot și au reconstruit. Meșterii erau obișnuiți, firma asta de construcții, ca în România. Lasă-mă, o să cedeze psihic și o să accepte. Nu au acceptat niciodată nici consorele. Prima dată când au venit consorele, și au fost montate datorită greutății șarpantei. Pentru că ele nu sunt console doar de formă, ele chiar țin, stau pe toată șarpanta, stă pe ele. Asta am încercat să fac în tot proiectul. Tot ceea ce e fals în arhitectură e urât. În momentul în care ceea ce este acolo este și real și are valoare reală, îl creează adevăr. Și adevărul seamă frumos. Asta e intrarea în tur, despre care vă spuneam, că am încercat simplu, cumva, să o înnobilăm. Prin niște grinzi dispuse transversal. Acest arc, la fel, l-am făcut în Italia, la Moretti, pentru că n-am riscat să-l facem aici, că ăsta chiar ține tot. Ăsta e chiar structural. Și n-am vrut nici să avem niște stâlpi. Și atunci, din stâlpul ăsta, am ieșit cu o consolă, de care ne agățăm cu arcul ăsta. E un fel de o trecere de la un nivel, dintr-un an alt, așa. Asta e chioscul. Asta e curtea interioară a călugărilor. Practic, aici e partea de, din interiorul mănăstirii. Da? De aici accesul din interior. În zona asta e un pic mai retras, pentru că acolo e sala lor de mese. Și am lăsat o zonă unde poate să-și pună masă vara. Și ce am vrut să fac e această spargere. Aici am spart. Pentru că în spate e pădurea. Și am zis că e păcat. E incintă, e incintă. Dar nu ne mai batem cu turci, nici cu funii, cu nimeni. Și dacă ne batem acum, vine un avion și oricând de făcut praf. Hai să o deschidem. Să existe această legătură cu natura. Să nu dau 100%, măcar 20% să-i dau 10% cât e. Și-o acceptat și există această legătură cu pădurea. Practic, această spate, această ieșire în curtea interioară. Asta e curtea cea mare, unde se vede spatele bisericii, care la fel nu e gata pentru că mozaicul va veni când va veni. Deci asta e curtea destinată oaspeților. Iar aici un detaliu interesant. Practic, am ieșit cu volumul ăsta, creind o grindă, nu prea se vede, dar eu vă spun, merită să vedeți, că nu se poate vista în asta. Un detaliu din lemn. Și practic aici e ca o mică, ca o căsuță mică, țărănească. Așa arată. Deci totul rămâne cald. E foaier, dar nu e foaier. E ceva primitor. Asta e o bucată. Fiind rotund, fiind unghiile puțin imposibile, n-am reușit să prind în fotografie ceea ce se întâmplă în realitate. Dar asta e umbrela aia mare, care la fața locului te impresionează, e plăcută. Pentru că e lucrată tot de Moretti. Aici am 3 metri și ceva. În consolă. Și grinda asta care e chiar rotundă. Și toate detaliile au fost lucrate impecabil, pentru că am avut o echipă de meșteri români care au pus astea foarte meticuloși. Vă dați seama acesta? Da. Asta e lumânăra. După ce s-a terminat tot, am zis, știi ce vrem, tu dori aici în față până în lumânăra. Am sărit. Nu se poate chiar, dar hai să-l pune. Bine, nu în față, dar aici. Și am văzut unul de bă, și zic, părinte, sper că nu vorbim de lumânărarul ăla unde e numai fum. Și fiind niște oameni inteligenți și foarte inspirați, venind dintr-o lume unde se construiește bine, au înțeles. Și atunci a rezultat asta. Adică am tratat și un obiect de arhitectură de nișă, să zic.
ceva pe care îți spui, omul nu l-a făcut, frate, cum vrei. Nu. A fost gândit și studiat de așa. Asta este simbolul unei arca. Da? Înăuntru am apă care curge, deci aici o sticlă pe care curge apă cu lumină, iar interiorul e foc. Este apă și foc, acel echilibru. Și desprinderea, pentru că o să vedeți într-o poză de ansamblu, cum luminează noaptea toată povestea asta. Și astea sunt lucrările stare, cele de care despre care vă spuneam acolo lucrurile. E interesant că am fost odată, acum câțiva ani, încercam să îi ajut cu o sponsorizare de la Ceresit, de la Henkel. Și eu fiind într-o colaborare strânsă cu cei de la Henkel, am zis mai să ajut. Și am venit cu directorul cel mare să arăt și mănăstirea și să vedem. Veneam după nu știu câte negocieri de vizitare la Smagov, eram 2007, ceva, un trafic infernal, era perioada înainte de criză, să construia haotic, o gălăgie. Și am ajuns aici fără să sună, era nimeni. Și era un singur călugăr pe care nu-l știam, venit din Italia, și care ce făcea, cred că am vizitat o oră mănăstirea, tot acolo l-am găsit, avea un trepied cu mare cortisă aici, și îl puneam în fața unei lucrări. Eu când am intrat, și aranjat cu aparatul de fotografie. Când am ieșit și l-am aranjat mai departe, nu făcuse nicio poză. Deci într-o oră, și-am zis, câtă liniște trebuie să ai să faci lucrul ăsta. Și noi ne întoarcem în nebunia aia din București, în tot. Asta e lumina arabă aici. Au studiat luminile. Ceea ce vedeți aici nu s-a putut face de unul singur. Este o lucrare împreună cu o echipă vastă. Tot ceea ce am semnat, instalația a fost 100% din Italia. N-au vrut să accepte instalații din România. Și eu de la ei am învățat un lucru. Deși neglijam partea de instalații, pentru că în arhitectură, în facultate, înveți să faci forme, direcții, concept. Uiți că acest obiectiv trebuie exploatat. Un beneficiar înțelept știe că trebuie să-l exploateze. Știe că va primi bani la început și după aia nu va mai primi. Și atunci instalațiile pentru ei au fost primordiale. Și totul s-a investit impecabil în ceea ce înseamnă canalizare. Camera de pompe este o industrială, e o nebunie ce acolo. Fiecare cameră poate fi controlată computerizat, pentru ca să faci economie la căldură, să nu... E o poveste în spate. Electric, au primit luminile, au primit sponsorizare de la firma din care și am făcut studii luminotehnice. Probe, am stat o noapte, ca să facem seara, logic, am stat noaptea și am stat cu italienii până s-a întunecat și am făcut studii cu reflectoare, să cățăra omul sărac noaptea pe acolo, prin zona asta, să pună de unde bate. Până la urmă au pus doi stâlpi, nu-mi prea convin, dar nici n-aveam ce să fac. Până la urmă asta e. Aici se vede lumânărarul, că respire singur lumină. Niște detalii din interior, niște detalii de colț cu balconul, care e zici că e tradițional, nici nu știi că e construit acum. Iar mai e o chestie interesantă, când au venit italienii, după ce am fost noi în Italia, au venit să vadă locul. Și după ce am negociat, era construit tot, lipsea biserica. Și era un inginer tânăr italian, după ce am discutat tot cum o să fie, zice părintele 12, de la ok, și am mers din sala de discuții la sala de mes. Pe drum la dialog am și zice, deci voi sunteți arhitecții de aici? Zic, da, da, noi eram cu Andrei, cu colegul sloven. Da, noi suntem, noi. Ați restaurat foarte bine, nu știu, ai și foarte bine. Și atunci am zis, nu, n-am restaurat, asta e nouă. Cum e nouă? Zic, dacă deschizi tavanul ăsta casetat din spate, ai să vezi înăuntru numai țep de cupru, de inox, ultima tehnologie, pentru că asta s-a dorit. De-aia zic, e anul român. Și acum, ăsta e un detaliu care mi-aparține și nu mi-aparține. Asta vine de la călugări. Pentru că sunt niște tipi spirituali și care chiar gândesc bine. Și au zis, nu vrem, vrem o ușă cu geam. Pentru mine a fost un cuciut dacă se ușă cu geam. Da, pentru că biserica te primește, ușa ți este deschisă. Și atunci tot ei au zis, hai să punem un da în loc de mâner. Și ăsta e mânerul de aici. Lucra de cel meșter la mână, de data asta, la ciocan. Da? Deci ăsta e daul care mă primește în biserică. Iar lemnul ăsta e făcut de o firmă din Italia, dar care se duce în Sibiu și vinde în Italia. Se cheamă Minuțo. Dacă aveți vreodată o lucrare cu bani și care merită tot efortul, faceți-o cu el. Deci este un pasionat. Și în momentul în care a fost montată ușa, am fost acolo cu Claudiu Minuțo, proprietarul firmei, și cu Tommaso, care e italian, pasionat de lumini. Toate luminile le-am făcut cu el după aia.
Și Tomazu, ca să discute, să dialogueze cu Claudiu, zice, și Claudiu, ce frumos, ce-mi place că ai luat asta la perie de-asta electrică. Și Claudiu zice, perie electrică, Tomi, dar nu jignești. Asta e pus exact, nu știu ce-am făcut. Zic că... Da, că ți-a pus asta. Ok. Da. Ok. Zic că, zice, asta e făcută de mână. Fiecare bucată de lemn, am pus un meșter și aș lefui cu mâna lui. Nu e nimic electric, nu e nimic mecanic, totul e manual. Asta înseamnă, repet, pasiunea unui om care face ceva cu adevărat. Și pentru că asta e intrarea în biserică, hai să intrăm în biserică. Cam așa arată înăuntru, în cele din urmă. Asta e o imagine făcută din corul bisericii, pe care o să-l vedeți imediat. Sunt balcoane laterale. E altarul, care spre deosebire, dar nu este un altar deschis. Ei nu au iconostas, ei nu creează acel mister pe care noi îl creăm, ei deschid totul către oameni, împărtășesc direct. Mentalități diferite, până la urmă, credem în același Dumnezeu. Ceea ce ați văzut în spate, erau lucrări de mozaic. Nu v-am zis nimic până acum de mozaic în exterior, pentru că e vorba de colaborarea cu Marco Ivan Rudnic. Marco Ivan Rudnic e un personaj. Este artistul care a făcut Capela Papei de la Roma. El, din timp, la 60-70 de ani, nu știu, nu mai știu, e într-o 60 de ani, 60 ceva de ani, e un călugăr iezuit. Călugăr iezuit, una dintre condiții este să aibă minim două facultăți. El are teologia și arta. Este sloven de origine. Ceea ce l-a legat foarte mult de zona asta. Datorită ecumenismului Bisericii Catolice, a pătruns foarte mult pe sub pielea celor de sus. Și acum este foarte, este pentru catolici, în lumea artistică, este un number one, ceva de genul acesta. E foarte bine văzut și apreciat. Când am fost cu el și ne-am plimbat în Roma, să-mi arăt anumite lucrări, să găsim niște repere, unde ajungeam, erau